Salutare și bine ați la un nou episod din Project Zomboid. Suntem aici unde v-am lăsat în episodul trecut, în depozitul nostru. Avem aici paturile, asta soba, avem cea în sobă, asta cutia și mini frigiu. Știți că în episodul trecut ne-am apucat, ne-am făcut aici în bază, am pus niște din alea, cum le zice, niște sheet-uri. Ne-am tras minifrigiu, ne-am tras soba, am băgat Suzuki-ul înăuntru. Hai să și alergăm. Și da, am făcut niște improvement-uri la bază. Mare. Oricum, mai avem de făcut. M-am uitat pe hartă. Bine, m-am dus pe site-ul ăla de v-am zis eu. De m-am mai uitat pe aici. Și am văzut că s-a băgat noul oraș, Louisville, parcă-i zice. De Dita Metropola. Bă, dar n-am și eu ceva să-i dau disassemble pe aici. Scaunele astea. More buildings, ha? Ce? Lol? Pot să-mi craftez ce vreau eu? Pă bune? Bă, adică dacă vreau pot să-mi fac mare fuel generator. Bă, dă-te, fire, mă. Astea-s bune. Uite, decoration, semne, for sale. Nu știam. Bine, asta cred că e unul de la mai băgat eu. Hai să ne ducem să ne culcăm. Auzi, suntem supărați. Suntem agitați. Da, asta nu e problema, băga niște somn. Mi-s trece până mâine. Bun băieți, și dacă vă place seria, apăsați voi pe butonul de like și subscribe ca să continuăm. Abia aștept să ajungem la 1000, hai că... La 1000 o să mai dureze până ajungem la 100 de abonați. Să fim și noi top. Ma. Ah. Ia. Ia uite mă că nu vedeam întrerupătorul. Asta e altă treabă. A, uitați ce bine se vede pe aici. Acum. Cum am mai zis, să abia aștept să ajungem la 100 de abonați să vă fac și un clip special. Clipul cu colecția mea de jucuri. Lasă. Să fie ceva mai diferit. Oricum mă gândesc să mai fac și alte chestii gen jocuri pentru PC-uri slabe și chestii de genul ăla. Ia, ia, uite fraierul. Chiar doi. Bă, da, bă, drecu. Vino fă aici. Au! Au! Te-ai dus pe pula. How? 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 V-ați dus de vă. Ia! Ia bloc! Bă, da, te-ai trecut, da, du bloc. Are încărcător. Ia și atent că are. E ăsta. E equipes primary. Bă, da, te-ai trecut, avem bloc. Ești magazin. Fii atent. Open box? Clic, 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 clic. Bă, da, dormirea e cam prost, că e doar 3:30. Auzi, așa mă trezesc eu în viață reală. Hop! Încărcăm blocul. Auzi, are și țintă din aia, mișto. O să fie somn la caracterul nostru pe la 4 și ceva, cred că. E lucru care nu-i prea bine. Hai să mergem pe aici. De asta e că... Stai că mă duc repede la mașină. Hai, hau, 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 hau. Să luăm mașina alaltă, că am uitat de ea. Na, clipul ăsta îl filmez dimineața, tocmai ce am venit de la școală, e vineri, e relax. Știți și voi cum e. Azi am aflat că trec la toate materiile. Pupăi. Ia uite! Chirara, dracu de curva, am putut să-mi intrat și în casă. Încă unul. Bă, da, bă, dracu de pis, băi, am putut să-mi intrat voi în casă. Mai sunteți, mă, pe aici? Ia, ia. Ia ușarele, îmi bat la ușă. Chița, var, familiile ale voastre. Asta e, nu? Vino, mă, jabru aici.
marș, mă. Hai că nu se mai vede nimic. Ai dreacu. Îmi spargeți mie casă. Vă spar... Ia uite, ești depresiv, mai, ești copil de ăsta. Depresiv, trebuie să-ți găsim CD-ul cu Roblox. Direct te băgăm pe LGBT Hangout, unde găsim toți copiii depresivi din lume. De nu-i înțeleg părinții. Și sunt depresivi, mă, ei. Ei au 13 ani, sunt clasa... De asta, la 13 ani ești clasa a 6-a, cred. I-a părăsit iubii, mă, ei e depresiv. Ia ce-i pe aici? How? Saca, fraiere. Mustang? Sau ce ăla? Ce-ți, măi? Măi pizdoilor? Ce dracea aveți pe voi? How? 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 Javre! Tița familiile voastre are drept. Bu! Dar cam mulți jegoși pe aici, doar zic. Uite-te că-ți vin. Și am... De ce am cercul ăsta de awareness așa de scăzut? What the fuck, Romania? Saca, fraierilor. Culcat! Sit dog! O, îți facem aici. Tu-ți! Asta e cea mai bună schemă, ca să distribui damage-ul pe mașină. A, uite, hâți! Hâți! A, da, bă, băieți, e posibil, mă gândeam. Bine, nu știu dacă o să fac chestia asta. Să fac live-uri cu jocurile de pe PS3. Bine, ar trebui, nu am placă din mea de captură și ar trebui să filmez cu telefonul. Let's go! Unde-i cheia? Păi, unde-i cheia? Chimis, futuri morți, măti. Mă gândeam să iau PS3-ul și să-mi pun telefonul, că am un birou și am un televizor imens. Oprirea? Bun. Golf! Gata, e clar, nu? Ești mă, de uitați ce clean e golful ăsta, cred că e 100%. Deci nu vă mint, cred că e golful ăsta 100%. Dar ce clean arată. Deci nu te cred, dacă nu e peste 90%, nu te cred. Ce? Bă, ești nesimțit? Uite-te ce clean e! Cum să fie la 50%? Uite, rabla asta văd că e rucinită. Cum ai, uite, niște pizdoi pe... Bă, sunt lucruri mișto pe aici, mașini, multe. Au, hai bă, depressed kid. Eu nu știu ce țigan ești tu, mă, de ești depresiv. Cum bă să fii depresiv? De la zombi? Păi voi vă dați seama ce distracție și avea eu dacă m-aș duce pe stradă să dau un cap cu lopata la zombi. Să fac eu oriunde pun la Penny și pun la Penny să sparg capul la 3 zombi. Ce 3? 30? Doar ca să-mi iau suc. Asta pare să fie 100%. Ia este vedem. 85. Țacă, că nu o să mai fie 85%. Direct acum, tâc, tâc, tâc. Futu-ți familia, măti. Alcohol wipes, portofel, roți, nu-mi trebuie. Tu? Tu ai o baterie, nici aia nu. Ia, că asta e bună. Fii atent, suntem pompieri. Fii atent aici. Suntem noi pompieri acum. Fii atent că da, o să... Nu o să nu mai poată zgrea fraierii ăștia, pizdoi ăștia.
Da, nu ieși pe aici vreo cheie pe jos, zic, doar zic și eu. Ia, covăzui! Fii atent! Ia, la ce mașină e cheia asta? E cine vezi? Deci dacă îmi zici că e la mașina asta de dispărs aici, mă, te bag... Te bag în pista, mă, ta. Mă, și era și bun. Ai, acum. Hai să o abuzăm, nu știu. Mă gândeam să mă duc în Moldro. Să... Mai, să fac un... De fapt, da, o să mă duc. Ia că vă zic ceva. Vă zic ceea ce-mi place. Ăla e un ghios, da mă, pizdoiule. Ia, uite, am văzut ceea ce-mi place. Fii atent, ne facem de schoolbag. Doar fii atent aici, belești ochii. Da, avem benzină, nu. How? Sit dog. I-am futut o lopată. Bă, dar le dăm cu sit dog numai. Se trage de la geaca de pompier să moară ăsta. A, dar și să nu mai zic că avem beculețe, zici că-s BMW-urile din târgul de mașini. Cum avem noi alea în colț. În dreapta acolo. Erorile în bord. Uite, avem, ne e foame, suntem depresivi. Nu o să mai fim. A, uite, school bag. E cu ipon bag. O, bag, o, un bag. Uite, aici încă 19 locuri. Let's go. Nici că vreau ceva mai mult. 19 sloturi în plus, avem și noi cea de mâncare la noi. Las, oricum luăm de la B. Știi să citești cât... Out. A, nu știi să citești? A, citește-mă la volan. Era la drept de prost. Hai, las că citim la noapte, să scăpăm și noi de chestia asta cu depresed. Ce drept. Cum să stai depresiv în apocalipsă. Mergem și noi facem un run până în Moldro. Jordi și noi de pe acolo niște chestii. Merg la prima benzinărie, de știu eu. Hai să nu mergem cu full viteză, că mai țineți minte ce s-a întâmplat acum două episoade de am intrat în pădure cu mașina. În primul episod, parcă. Asta cred că e al treilea. Cel mai... Fii atent că luai o... Da, făcui o întorsătura greșită. De asta că avem minime. Haide, mă! Că am luat mod de minime. Uite că se încarcă ceancurile. Aha. What the fuck, school bus? Mai distra un pic cu ăla. Să fac niște drifturi. Uite! Mohul cerea să lovesc ATV-ul ăla. Uite, vine Moldro în față. Not firearm. Da, cu aia îi scot lopată și trag cu ea pe geam. Știi ce fac eu firearm din lopată? Știu că era un șmecher pe Reddit, deci a făcut AK-47 din lopată cu aia. Deci efectiv a luat lopata, a dezasamblat-o. Bine, cât de greu e să dezasamblezi o lopată? A băgat, a sudat, a făcut și a făcut AK-47 din lopată, de-l drept. Deci așa ceva n-am mai văzut din Rust. Bine, de acolo știu că avem și inspirație pentru AK-ul din Rust. Dar ăla deci a făcut din lopată AK-47. Bă, și din cât am auzit și mergea. Uitați să se iei pe stradă cu AK-47 făcut în lopată. Că folosise ăla... mânerul de la lopată era din ăla, de bagi mâna prin el. O, dar uite de câți vin. Mai hobă. Mai tăie din... Ăla are shotgun boss. Fii atent că are shotgun, facem o schemă. Facem o schemă. Fii atent să zic ce schemă facem. Mai ales cu ăla cu shotgun. Bine,
din câte vedeți, parcă mă schimbă și fără shotgun. Adică, mai zic ceva. Chestia asta știu că strică roțile, adică șanse să ne puști o roată în orice secundă. Îți curios că mașina asta era 80% durabilitate. Oare cât mai e? Ha? Un 30? Opa! Che pro etaj de! Zimplu că pot să iau Mustangul ăsta de aici. A, făcut și un masacru, dacă tot e. Deci fac pareu că un pistoi din ăsta o să aibă o cheie pentru Mustangul ăla. Deci fac pariu. Mai e tărătoare asta. Sweet dog. Hai să verificăm. Pe fraieri ăștia? Nu, nimic. Tufă, nimic. Vreau să iau shotgun-ul ăluia. Nimic. Brichetă. Chiar bă, băieți, am găsit acum, am fost... Am un magazin, un China Shop aici, la mine în oraș. De, zici că e AliExpress, varianta live. Uite, Makarov. Efectiv, am găsit brichetă cu Playboy, coaie. Bă, voi ați auzit de brichetă cu Playboy? Eram pe acolo, eram cu un prieten, mă duc pe acolo, hau. Și vă pun raft, brichetă cu Playboy, lângă casă. Era în cea de genul gata. Aia mi-au. Ce mai e pe aici? Hai bă, n-au ăștia cheia aia. Bă, ce sărăși n-aveți cheia la mașină. Deci mașina să nu fi văzut. Că eu-s mai orb așa. Uite, ăsta are shotgun. Sau? Falcron... Ia uite, dăm ue. Ia uite, bulletproof vest. Băgam niște bulletproof vest. Merge peste armură, peste geacă. Cum să nu meargă? Suntem tank. De ce este ăsta? Frank. Nu, Francis Spa. E Spa. Să vezi ce futem în cură dacă găsim un shotgun. Dacă găsim shotgun, găsim. Yeah. Dacă găsim gloanțe de shotgun. De ce nu mai futem sed? Am făcut ceva bine dacă nu mai suntem sed. Dar oricum, ne e foame, suntem, bine, suntem supărați, nu mai suntem depresivi, suntem supărați, suntem transpirați, suntem panicați, suntem nesete și avem și încărcătura grea la noi. Hai să luăm repede niște țigări. Băgăm o gură de bleach. Paper bag, what the fuck? Da, bă, unde sunt țigările? Coaie, unde pizda mă? Uite-le mă! Băgăm o țigară. Gata. Băgăm un pop. E jumătate de pop, de fapt. Băgăm un chips. Niam, 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 niam. Altceva, mai avem țigări pe aici. Și gata, suntem bine. Uite, granola, bar, ciocolat. Tot ce, de fapt, este că hai să le bagăm backpack ca să nu mai am heavy load. Băgăm și cartea, băgăm și astea. Băgăm și gloanțele. Băgăm și hammer-ul. Băgăm și screwdriver-ul. Băgăm și, nu, blocul lăsăm. Băgăm spasul. Băgăm... Majoritatea lucrurilor. Mă, ultimul de 20 de minute, băi, și nu fac oră mai nimica. Adică ce drag, ne plimbarea un pic pe la bază pe acolo. Tortilea, chips. Și venirea aici, în Moldru. Ce drag, nu fac oră mai nimica episodul ăsta. Acum înțeleg de ce la asta e recomandat să faci episoade de câte o oră sau cam așa. Reviste, comic. A, uite, nu mai avem decât moistie asta, dacă luăm și un prosop. Băgăm o guriță de apă.
Uite, respectam până și baia, intram doar în baia. Intram doar în baia băieților, nu intram în baia fetelor. Chips. Și orange soda. Băgăm aici un suc. Băgăm un tutti fresh. A, nu mai... Asta e că eram deja în backpack, ok. Un tutti fresh. Ok, hai să căutăm o mașină ca lumea. Duba cu free candy. A, uite, duba cu free candy. Nu stăm cu duba cu free candy. Cu duba cu free candy o să trecem peste un fraier din asta. Ai ok. Nu e o crăpătură în asfalt. Băgam ea și pula în masă. Aia, calcă. Sit a dog. Sit dog, am zis. Și nu am nicio cheie pe aici, prin toată parcarea asta. Băi, și chiar vreau să mă dau cu dojul ăla. Sau Mustang, nu, cred că e Mustang, nu e Dodge. Nu știu, nu prea am cu mașinile. Cum am mai zis, nu mă pricep la mașinile americane. Dacă e Mercedes, Audi. De fapt, nici la Audi nu mă prea pricep. Dacă e Mercedes sau BMW, atunci asta zic că mă mai pricep la alea. Dar la din astea, cu asta mai greu. Știu că aveam mod de ceva Mercedes Cobra. Pe aici, uite câți sclavi. Au, zacă fraiere. Hai să ne ducem că e o parcare în nord. Bine, eu mă uit și pe aici și prin astea din treapte. Au, camion de ăla de ținut. Ăla e șmecher că la ăla poți să, dacă ai mechanic skill, de le faci acolo, poți să-i pui de-alea rampă în față, poți să-i calci pe ăștia cu talent, adică, pe scurt. Altceva, poate un, ăsta, un Humvee ar fi mișto. Sau un Mercedes ar vrea. Deci un Mercedes, na, că din câte știu eu nu-i mod de BMW. Am căutat, nu am găsit. Nu le place la fraierii ăștia, la americani știu că sunt mai fraiera și mai proști, nu le plac BMW-urile. A, bă, nu-i nimic în parcarea mare de aici. Ce sclavi. Sclaveților. Ce sclavi proști sunt americani ăștia, nu le plac BMW-urile, nu le plac Mercedes-urile, numai pick-up truck-uri și dragi din ăștia. Ceva a căzut. De nu căzut mie exhaustul de pe mașină sau ce-o fi căzut. Cred că o să înceapă să facă clăbuci mașina. O să înceapă să turbeze. O, uite ca să baricadat acolo, dacă ne băgăm găsim arme. Degeaba că și așa. Moa! Băi. Ce ți-a pus să rai acolo în cluster? Iată că rămâne și fără gaz. Let's go. Albă, un Mercedes. Deci dacă găsesc unul, mă apuc să-l întrețin. Îl scot pe platformă. Bă, eu știu că era aici, un drum de venea în jos, pe aici. Hai să mai verificăm minimap-ul. A, uite, bază. A, lol, mi-au rămas de când mă jucam mai de mult. Că mi le marcam pe hartă. Unde făceam bază, locuri bune. Acolo e o fermă în nord. Din câte știu și într-o parte, nu mai știu ce era. Tot așa. Asta pare easy de spart. De la mică, dacă las mașina aici, nu mai pornește și-s mulți zombi. Aici e ăsta, slums. De fapt, e trailer park. Mua, ce dracu s-a întâmplat cu aia pe aici? Pe aici eu știu că n-am trecut. Au și mai mulți sclaveți prin față. Ce sclavi proști sunteți. Ia uite, ea mâncă pe acolo. Oricum, orașul ăsta din câte văd e plin de zombi. Bine, fiind Moldro, al doilea cel mai mare oraș. De fapt, al treilea, că eu am și un mod cu Raven Creek, care e
Edita e metropola, în pula mea. Edita e oraș, are turnuri, are scrie nori. Dar ala gândiți-vă că zombii de erau pe autostradă sau prin zona aia noastră, îi găseai într-o singură clădire acolo. Adică acolo, dacă n-aveai ceva să te plimbi, și străzile erau pline de mașini de-alea stricate. Deci nu te prea ajuta nici mașina foarte mult dacă nu știai pe unde să o iei. Trebuia să înveți străzile, să faci. A, uite, două remorci pe acolo. Autonom pe aici, ce să le-au, ambulanța a lovit nu știu ce căcat de mașină. Zici că e de la cum n-ai mai zice all seat mașinuța aia. Dar nimic pe aici, ne plimbăm de-am pulea, nu găsim și noi un Mercedes, Benz. Că știu că am mod instalat cu Mercedes. Mai și eu după o mașină mai mișto așa. Ce drept. Să mă întorc și eu cu ceva mișto. Acasă. A, uite asta și-o pus asta pe cric. I s-a spart rotița. A, ce-am zis? Drauzi. Da. Awareness căzut incoming. A, după, nu-i nimic pe aici. O mașină, o ceva ca lumea. Da, uite, alt pick-up truck. Bă, dar nu mai pick-up truck-uri, bă. Pick-up truck după pick-up truck. Bă, înțeleg că jocul ăsta ar trebui, în teorie, să fie situat în anii 90. Și n-am înțeleg. Bă, dar dă-le dracu de pick-up truck-uri, că mă și săturai de ele. Mă piși pe ele de pick-up-uri. Dar ce dracu cărați atâtea chestii? Da, mă, Mercedes să mi-l pun acolo în față, la fabrică. Bine, am văzut orașul al mare. Ăla aș vrea să-l fac, să-mi fac o bază în ăla, că are niște apartamente, exact ca astea românești, comuniste, chiar dacă ele în America. Doar că alea n-au fost construite de comuniști, alea au fost construite de americani. Dar sunt tot pe stilul ăsta, cu două camere, mișto, cal meu. Te bagi acolo, te relaxezi, are 4 sau 5 etaje, o să în blocul ăla, dar e orașul plin de zombi. Ia uite, hai să luăm de asta, că e mai bulit pick-up truck-ul ăla decât mașina mea. Hai să luăm de aici, de la intersecție, ceva bun. Mă piși pe el, dar TV un puțet. Crezi că e zombie? Nu, că vreau să mă dau cu autobuz. Dă-te, dracu, că eu mă dau cu autobuz. Nu contează ce îmi zici tu. Eu vreau să mă dau cu autobuzul. Cu autobuzul școlar. Ce vrei, fă? Când ți-o-i fute o lopată după cap, nu mai zice, la mine, în viața lecțiilor tale. Ai dreptul de câine împuțiți latră pe acolo la lună. Nu! Păi dă-te și în pista, mă, ta. Are loc să te urci în spatele lor. Ia! Random cheie pe pământ. Să fie pentru auto. Simplu că e pentru asta. Nu? E pentru căcatul ăsta, e mașină de legă, nu? Ce azi? Ce fac eu cu asta? Uite, nici nu pornești. Are măcar un pic de gaz acolo, un scuipat, ca să știi, să nu zic că-ți nesimțiți. Ce dracu, vin eu cu asta acasă? Ai! Și așa n-ai aveam nimic importat în cealaltă, vin cu asta. A, uite, ăla avea backpack. Ai, acolo pe asta. Bă, făcurăm un run prin Moldro, luarăm niște căcaturi. Bum! Bum! S-a adus păpulă și parbrizul. Prici notificare pe telefon. Ai, bum! Te drept. De cât timp filmăm? De 20,
nouă de... Hai că ajungem acum la bază. Lăsăm mașina și terminăm și episodul. Episoadele astea vreau să apară zilnic. Deci, cred că ăsta... Nu știu, apare... Azi când îl filmez, pe la 4. Mă gândesc. Ori mâine. Mâine fiind sâmbătă. Sau nu, stai, episodul de el filmai înainte o să apară. De la filmat azi noapte. Apare asta, apare clar, ori sâmbătă, ori duminică. Depinde cum mă simt. Cum vreau să le postez. Tine mă, e urâtul aici. Pau. Sit dog. Sit dog. Sit dog. Uite, curva aia îmi bate la ușe. Fă, nu primi colindu. Uite, asta-i și ea, mă. Ești de aia de se taie, de se taie pe mâini, fă. S-a adus păpule și lopata noastră. Ai. Ia, intrarea sclaveți în bază sau ceva? Nu s-ar părea să fie intrat mai nimeni. Hai că ne oprim aici. Bun, băieți, asta a fost și episodul de astăzi de Project Zomboid. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi pe butonul de like. N-am vrut să fac chestia aia. Apăsați și voi pe butonul de like. Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!